Bine v-am regăsit, Florin ne nebun vă salută. Îmi cer scuze pentru starea în care sunt o, o rebelă, nu mă lasă deloc în pace, ia să poziționăm în camera. Și am zis că în această perioadă în care stau departe de apă să mă ocup puțin de barcă. Parcă vă aminte, ultima barcuță pe care m-a achiziționat, este barca Dunărea, cu care am fost pe care Orman. Cea în care am fost în momentul în care nu am părăsit motorul acela vechi da? și am pregătit-o am pregătit pentru sezonul următor sau pentru următoarea ieșire dacă timpul ne lasă i-am pregătit coca, am dat-o cu poliuree după cum vedeți deja a intrat în reacție, este dată de câteva zile vreau să vă explic și să vă exemplific uh, diferența între poliuree și și gel cu existent pe piață. Ne-am obișnuit noi cu gel cu și cu antifoling cu antivegetativa aceea pentru că a fost la îndemână, dar este a doua barcă la care folosesc așa ceva. Îmi cer scuze că mă mici dar caut ceva pentru exemplificare. Aici am aplicat pe perete, cred că se vede pe, pe peretele garajului unde lucrez, poliuree care tot așa este intrat în reacție. Am să vă rog să vă uitați cu atenție, cum se comportă această poliuree la, la șocuri. Cred că puteți vedea că este aproape indestructibilă. Ca material, să încercăm să, să, -și, să arătăm, ca material este în momentul în care intră în reacție și se așează pe, pe suport, se face un cauciuc. Cred că se observă, da? Care este avantajul la această poliuree? În primul rând, marele avantaj este că o dai pe viață, deci nu se, dă, nu se va mai da niciodată. al doilea rând, a, 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 foarte mare rezistență la impact, după cum ați văzut, foarte elastică, deci foarte elastică. În comparație cu gel cu atu, nu se zgârie. A, nu se zgârie, ajută, în primul rând, barca în sine ca să, să nu se spargă. Dezavantajul este că odată dat nu mai poate fi înlăturat niciodată după coca bărcii, dar cred că nici nu mai e nevoie. După, această, după această, acest tratament la barcă, pur și simplu nu mai este nevoie nici de antivegetativ de dat, de antifouling. Nu am făcut încă acest calcul, după cum vedeți, aceasta a fost colorată la, la cerere, poate fi colorată la orice, la, pe orice nuanță. Nu am făcut calculul pe metru pătrat, dar chiar dacă ar fi să fie puțin mai scumpă decât uh, gelcoatul care există în ziua de astăzi, presupun că merită, deoarece aceasta se dă o singură dată și nu o dată la 2-3 ani de zile, o dată la 2-3 ani de zile cum se dă normal gelcoatul. Nu știu, încercați, eu o recomand. În particular, în, în privat, vă pot da și numele firmei care, care execută cu succes așa ceva. A, poate fi aplicat automat cu, cu sculele de la ei, cu utilajele lor, sau se poate aplica, cum am făcut eu aici, am, am optat pentru o substanță care poate fi aplicată cu pensula. Da? Se vede puțin mai greu pe coca, că este lăsată barca, dar i-am aplicat decât o mână groasă, după care, uh, după care uh, se diluează cu un, un, solvent special, un xilen și se dă a doua mână pentru luciu. Este foarte lucioasă și foarte bine, se întinde foarte bine. Problema este că eu am dat peste gel existent, nu l-am curățat decât la suprafața superficială, adică la modul de, de a de a-l degresa mai mult și am dat peste el și au mai rămas, a mai rămas urmat de la gel cu vechi, dar asta nu încurcă cu nimic. Este o suprafață foarte lucioasă, după cum se vede, da? Pur și simplu este ca, ca un cauciuc, ca o gheață se, se face în momentul în care acesta este dat de 3-4 zile și uitați, deja a intrat în reacție și nu se mai poate, pur și simplu nu ai ce să-i faci să-l sau să-i să produci ceva. Speranța că v-am fost de folos. În continuare, Florin ne Nebun vă salută, așa răcit cum este. Vă aștept pe canalul de YouTube cu același nume și la bună vedere!